În perioada 30 august 1 septembrie, protopopiatul Călăraș, în colaborare cu primăria municipiului Călăraș, organizează o procesiune cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Trifești, din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Astfel, vineri 30 august, începând cu ora 17, va avea loc primirea icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului la intersecția străzii Nicolae Titulescu cu strada București de către preasfințitul părinte Vincețiu, apoi delegația arhierească împreună cu soborul de preoți și credincioși vor pleca în procesiune pe ruta strada Nicolae Titulescu, strada București, până la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Volna, unde icoana Maicii Domnului va fi depusă într-un baldachin în curtea Sfântului Lăcaș. Icoana făcătoare de minunea mai și Domnului din Trifești va rămâne spre închinare până duminică 1 septembrie ora 15, când delegația va pleca din municipiul Călărași.